George, bine ai venit la Viitorul. Bine v-am găsit. Spune-ne, în primul rând, de ce ai ales să vii aici. Am ales Viitorul pentru că, cum s-a văzut la CFR, nu am primit așa multe șanse să joc și cred în proiectul acesta și aici, desigur, voi primi mai multe șanse decât am primit la CFR. Și eu cred și, din câte am văzut, că jucătorii tineri sunt o prioritate pentru echipă. Exact lucrul acesta vreau să te întreb. Contează faptul că se oferă credit jucătorilor tineri? Da, după cum ați văzut, domnul Gicage a și vândut foarte mulți jucători tineri pe foarte mulți bani, la echipe bune. Și cred că asta este un plus pentru țara noastră și pentru acest club. Și eu cred că, la rândul meu, și eu să fiu la fel ca ceilalți care au plecat de aici. Ai jucat la echipa națională și cu câțiva dintre cei de aici, Mățan, Boboc, Drăguș? Da. Conta și acel lucru? Da, a contat, că îi cunosc, mai ales de când aveam noi meciurile noastre la juniori, când jucam la Dinamo sau la Cluj, și mereu ne întâlneam cu ei. Și îi cunosc foarte bine, sunt niște băieți extraordinari și niște jucători foarte talentați. La 19 ani ai și o experiență a unui club foarte important din Italia. Ce îți propui? Da, pot să spun că a fost o onoare pentru mine să joc pentru acea echipă, chiar dacă am jucat la Primavera. Și m-a ajutat foarte mult pe mine și îmi propun ca în viitor apropiat să mă întorc la o echipă de top din Europa. Ce obiective ai împreună cu Viitorul pentru acest sezon și în continuare? Eu îmi doresc să intrăm în play-off și să terminăm cât mai sus în clasament posibil. Și pe plan personal să înscriu cât mai multe goluri și să fac o impresie bună și să arăt tuturor că nu a fost o greșeală ca mine la echipa aceasta. Mult succes! Mulțumesc mult!